Da, domnul Teodor Paleologu, candidatul Partidului Mișcarea Populară la alegerile prezidențiale, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Paleologu, și vă mulțumesc că ați revenit Bună în studioul ziua, nostru. Vă mulțumesc că m-ați invitat din nou. Zi tristă astăzi în memoria românilor. Practic se împlinesc 4 ani de la tragicul eveniment de la Colectiv, în care 64 de tineri și-au pierdut viața. Ce s-a schimbat de atunci? Observați că s-a schimbat ceva în mare lucru, vreo direcție? Nu. Se schimbaseră în rău imediat după Colectiv. În ce sens? Procedurile de avizare, care deveniseră încă și mai complicate, adică trebuia să te duci și la și mai multe birouri ca să obții o banală autorizație, pentru că astea sunt reacțiile tipic birocratice românești, iar lucrurile de fond țin de respectul statului față de cetățeni. Țineți minte că data trecută eram foarte trist pentru că murise cineva din anturajul nostru, un tânăr de 34 de ani, infectat în spitalele românești. Aceeași problemă aș vedea-o și în legătură cu acest caz și aș generaliza puțin. Eu cred că statul român are datoria de onoare să, mă rog, să îngrijească, să plătească pentru cei care au fost victime ale unui asemenea dezastru, dar aș adăuga la asta, trebuie să despăgubească pe toți cei pe care i-a potcovit cu câte o boală incurabilă în spitale, da? Sau să luăm cazul celor infectați cu HIV. Că despre asta am vorbit data trecută, cred că este esențial ca statul român să spele rușinea de a fi făcut atâta rău acestor oameni. Dar cum arată sistemul medical românesc și cum ar trebui el să arate din punctul dumneavoastră de vedere? Arată jalnic. Și străbunicii noștri spuneau la spitale bolnițe. Eu cred că e un cuvânt mult mai potrivit pentru a descrie realitățile din România actuală. Noi avem bolnițe. Bun, avem și câteva spitale, nu neg lucrul ăsta, avem doctori excelenți, sunt și secții de excelență, evident, categoric, dar în multe locuri e, mă rog, foarte trist, ca să nu spun periculos de-a dreptul. Spuneam că săptămâna trecută a apărut o filmare de 20 de minute. Da, știu, am văzut-o și incendiului. Ați văzut intervenția? Cum de a apărut acum, nu? Chiar sunt lucruri la care nu am explicație, nu înțeleg de ce a apărut acum și în campanie prezidențială. Nu știu dacă e legat de campanie, că nu sunt conspiraționist, nu sunt dedesubtolog, cum spuneam zilele trecute, dar mi se pare totuși foarte straniu că această înregistrare n-a apărut până acum. De ce n-a apărut atunci? E foarte ciudat. Da? Deci, dar mai mult de atâta nu mă lansez să spun, pentru că totuși eu doar îmi pun întrebări, așa cum vă puneți și dumneavoastră și atâția alți concetățeni de-ai noștri. Nu înțeleg de ce acum și nu atât de ce acum, de ce n-a apărut asta atunci? Pentru că atunci am văzut foarte multe imagini de la Colectiv. Țin minte că am avut și eu și în Parlament o discuție pe tema asta, în Comisia pentru Mass Media, ne-am uitat la imagini care au fost transmise atunci, nu erau acestea. De ce? Nu pot să înțeleg. Dar ați văzut imaginele? Cum vi s-a părut intervenția? No, terifiant, da. E terifiant și ce vreți să comentez? Păreau pregătiți? Uite, asta se leagă, să știți, de o altă temă pe care am abordat-o zilele trecute. Iertați-mă că fac un salt puțin. Am vorbit de un antrenament minim în materie de prim ajutor, un antrenament militar, civic. Cred că e o idee foarte importantă. Poate o reluăm mai pendelete. Însă e vorba și de reacții în situații de genul ăsta, de prim ajutor. Da? Eu aș vedea dincolo de tragedia teribilă care s-a întâmplat atunci, nici nu știu cât de folositor ar fi fost, ce zic eu, în acea situație, dar pentru situații de accidente grave, de catastrofă naturală, e nevoie să știi ce poți să faci pentru prim ajutor, cum să te comporți în atare situație. Nu, noi nu primim o instrucție de bază pentru asemenea situație. Dar ne și blocăm la tragedii evident de genul acesta. De ce credeți că, vă întrebam, au apărut imaginele acum în campanie electorală? Au legătură cu, nu știu, Victor Ponta, care a fost implicat atunci și care, iată, are și el un candidat la prezidențială? Da, cum se spune în franceză, je n'ai pas de habar.
n-am niciun habar. N-am habar. Deci, eu nu sunt dedesubtolog și vă mai spun ceva. Nu mă interesează speculațiile. Mă interesează ce putem reține ca lecție și ce putem trage ca concluzie pentru ce e de făcut. Nu intru în speculații, conspirații, cine beneficiază, cine trage sfori și lucruri de genul ăsta. Da, învăța rețin România ideea ceva din că, asta? Că au fost imagini puse deoparte, ceea ce nu e deloc în regulă, și evident rețin lucruri care țin de legislație, lucruri care țin de avizare pentru localuri de acest tip și revin la ideea mea, s-ar putea să fie puțin surprinzător, dar revin la ideea mea că e nevoie de un antrenament pentru accidente, catastrofe naturale și așa mai departe. E nevoie de o asemenea componentă a educației. Credeți că suntem pregătiți acum, mult mai pregătiți față de cum eram atunci? Dacă, nu știu, s-ar întâmpla, Doamne ferește, din nou o astfel de tragedie, este mai pregătiți de data asta? Nu-mi dau seama. Învățați ceva din asta? Prea mult n-am impresia că am fi cu mult mai pregătiți. Bun, atunci chiar ne-a luat prin surprindere. Pe de altă parte, asemenea catastrofe teribile, totuși sunt foarte rare. Dar trebuie să te pregătești pentru așa ceva. Aminteați dumneavoastră, adineori, de câteva declarații făcute referitoare la serviciu militar. Da, și a șocat și pe unii. Da, a șocat pe unii pentru că mulți oameni reacționează pavlovian. Își aduc aminte de cum era înainte de 89, dar ce propune nu are absolut niciun fel de legătură. Nimic nu are în comun cu ce era pe vremuri. Da? Serviciu militar la lung de 9 luni sau de un an jumate. Ce propun este un lucru absolut banal care se practică în alte țări democratice. În momentul de față, în Franța, se face acest experiment. Este unul dintre angajamentele președintelui Macron și iată că devine realitate. Chiar acum, când în acest an, în fază de testare cu 2000 de adolescenți pe bază de voluntariat și au fost 5.000 de candidați pentru 2.000 de locuri pentru acest test de serviciu militar. Iar ce spune președintele Macron mi se pare absolut de bun simț, cred că e un lucru necesar, se poate face într-o variantă scurtă de alminte. Eu asta preconizez, o lună, da? Nu mai mult de o lună de antrenament militar, civic, umanitar. Obligatoriu? Da, obligatoriu, sigur că da, cu opțiuni. Dacă cineva are convingeri, nu știu, religioase, filozofice, care interzic să țină o armă în mână, îl lași în pace. Dar oricum nu e vorba despre arme, în primul rând. E vorba despre o serie întreagă de lucruri pe care orice cetățean e bine să le cunoască. În plus, astea sunt o serie întreagă de beneficii civice pe care le văd pentru societate. E vorba de coeziunea socială, de coeziunea națională. Eu consider că România e spartă în bucăți. Noi nu ne cunoaștem unii pe alții. Mi se pare că este foarte important ca măcar o lună în viață să stai împreună, să fii în același context cu oameni din alt mediu social, cu un țăran, cu un copil de muncitor. Adică e foarte important și pentru mixitatea socială lucrul ăsta. E vorba de coeziunea socială, de coeziunea națională, plus nu ezit să spun că e foarte important să cultivăm patriotismul. Pentru mine patriotismul e o virtute, e un lucru foarte important care nu trebuie deloc desuet. Nu înseamnă naționalism exacerbat, e vorba de un patriotism civic și la asta servește, printre altele, acest serviciu civic militar pe care îl propun și care nu are absolut niciun fel de legătură cu ce era înainte de 89 sau cu militarismul. Eu nu sunt un apucat de ăsta care să fie fascinat de arme. Nu sunt din categoria celor care vor să aibă arme acasă. Știți cum sunt în America partizanii celui de-al doilea amendament. Nu, pur și simplu, cred că e necesară o educație de bază. Să știi să faci lucruri de bază, plus să învețe tinerii să se scoale la 7 dimineața, să-și facă patul, să curețe după ei, să fie mai disciplinați. E vorba de o disciplină minimală
Și oricine are un copil știe cât de important e lucrul ăsta. Da? Eu aș fi fost foarte bucuros ca fiul să stea o lună în condiții de genul ăsta, să vadă puțin ce înseamnă disciplină într-un context de acest tip. E absolut foarte potrivit pentru tineri. Și nu vreau să fac niciun fel de discriminare între bărbați și femei, între băieți și fete. Eu cred că este și un instrument de egalizare din acest punct de vedere. Deci ar trebui și femeile, evident, și bărbații că da, și fete și băieți, pentru că adică ideea că femeile nu sunt în stare de lucruri de genul ăsta mi se pare cu totul depășită. Eu cred în egalitatea între bărbați și femei și înseamnă și egalitatea în fața unor obligații. A, că bărbații sunt în general mai puternici, da, dar femeile pot face foarte mult dintr-un alt punct de vedere, pentru că e și componenta umanitară, civică, acestui serviciu pe care îl propun. Și când ar trebui introdus acest serviciu? La ce... Trebuie întâi, vă dați seama că nu se poate introduce peste noapte. Trebuie bugetat, trebuie identificați, trebuie identificați cei care vor antrena pe tineri, da? Cei care îi vor superviza, trebuie la rândul lor antrenați militarii să antreneze pe cei tineri. Deci ia câtva timp, câțiva ani pentru introducerea acestui serviciu civic-militar. Trebuie testat întâi pe bază de voluntariat, exact cum se procedează în Franța. Pentru mine e un model ce se întâmplă în momentul de Franța, în Franța, pentru că putem învăța din experiența altora. Vedem ce merge la ei și aplicăm la noi, adaptând, firește, pentru că problemele societății românești sunt în mare măsură similare cu problemele societății franceze, dar nu în întregime. Populația românească este mai omogenă, e omogenă din punct de vedere etnic, în schimb nu e deloc omogenă din punct de vedere social. Asta e o mare problemă. Și nivelul de educație. Mai e încă un lucru foarte important, încă un mare beneficiu al acestui serviciu civic-militar pe care îl preconizez, și anume identificarea analfabetismului. Da? Pentru că din zone defavorizate ajung copiii la 16, 17, 18 ani fără să știe cu adevărat să citească, fără să știe cu adevărat să scrie. Ori e un moment în care poți identifica aceste probleme și chiar poți propune cursuri pentru cei care au probleme de acest tip. Adică e o șansă formidabilă de a mai egaliza puțin societatea românească, de a duce la un loc oameni din categorii sociale foarte diferite. Eu văd în acest proiect o componentă educațională, în primul rând, o componentă civică, o componentă socială și, evident, una patriotică. Dar e de ajuns o lună de zile? E un măcar timp atât, suficient? Măcar atât. Să vedem cum funcționează și experimentul francez. Eu cred că este deja mare lucru, că într-o lună se pot învăța foarte multe lucruri. Bun, o lună, poate să fie o lună jumate. Nu mă bag în genul ăsta de detalii. Am vrut doar să dau o idee despre cam cât ar dura un asemenea stagiu, care de-al minte poate fi împărțit în două etape, două săptămâni și încă două săptămâni. Nu e nicio scofală. S-au scandalizat unii de parcă aș fi spus cine știe ce monstruozitate. Dar asta arată gradul de necunoaștere în societatea românească. Sunt oameni care nu știu ce se întâmplă în lume și nu știu că genul ăsta de antrenament civic și militar există, bine mersi, în țări cu democrație consolidată, în Elveția, în țări nordice, fără a mai vorbi de exemplu francez, care e foarte interesant pentru că și ei au desființat serviciul național vechi, da? Odată cu noi, cam în același timp. Și asta a creat niște probleme. A creat niște probleme pe care acum președintele Macron încearcă să le rezolve, dar să știți că nu e doar ideea lui. Era o discuție mai veche. Eu nu inventez nimic. Eu pur și simplu sunt la curent cu discuțiile care au loc în lumea noastră. Nu e cine știe ce idee originală. Să vă spun, nici nu pretind că e ideea născută
precum Atena din creierul lui, din capul lui Jupiter. Da, e o temă pe care am preluat-o din discuții care au loc în alte țări, pur și simplu sunt la curent. Și mi se pare o problemă foarte importantă, o idee foarte importantă. Spuneați dumneavoastră că ar trebui și să crească bugetul, o creștere a bugetului la apărare. Da, în special pentru dotările armate. Pentru dotări. Cam cât ați vedea din PIB? Bun, aici trebuie făcut un calcul împreună cu specialiști, împreună cu responsabilii Ministerului Apărării, dar aș zice că putem merge peste 2%, putem aloca încă vreo 0,5%, în special pentru dotările armatei. Da, în materie de avioane, tancuri, nave și așa mai departe. Cu ce n-ar ajuta? Păi, e important să fii pregătit. Noi suntem o țară de la, limita Alianței Nord-Atlantice și mi se pare că țările de la, din marginea Alianței Nord-Atlantice trebuie să fie responsabile din acest punct de vedere, cum e, de exemplu, Grecia. Grecia este o țară care, din acest punct de vedere, își face temele exemplar. De ce n-am dat și la educație, spre exemplu, care cum este să nu? Evident că dăm la educație, de-al minter, serviciul militar și civic pe care îl propun este între educație și apărare. De fapt, este un instrument educațional și în același timp un instrument pentru pregătirea civică și militară și umanitară a națiunii. Da, pentru educație trebuie crescut bugetul, dar asta spune toată lumea. Știți, în campanie toți spun că vor dubla, vor dubla peste noapte bugetul educației. Sunt niște gogoși electorale, mie și jenă să le aud. Ce trebuie spus despre lucrul ăsta este că creșterea bugetară trebuie făcută inteligent, adică echilibrat, între salarii pentru profesori, foarte important, da? Dotările școlilor, mă refer în special la școlile din zone defavorizate, care sunt multe dintre ele într-o stare absolut lamentabilă, și o parte din creșterea bugetară ar trebui să meargă pentru cercetare, mai cu seamă acele universități care au vocația de a fi în competiție internațională. De-al minte, nu trebuie să fim ipocriți, trebuie să recunoaștem că există diferențe între universitățile de la noi din țară, că nu toate sunt la fel. Da, politica PSD-ului de a pune pe toată lumea pe același plan este dezastroasă. Noi trebuie să ne propunem ca ambiție națională să avem câteva universități în top 300. Este absolut inadmisibil faptul că nu avem nicio universitate în top 300. În timp ce peste tot în lume e plin de profesori de origine română de foarte bună calitate. Am fost și eu unul dintre ei. Am fost și eu unul dintre ei timp de ani de zile, da? Și în America, și la Harvard, și la Boston College, și la Berlin, la Bard College Berlin. Adică am fost și eu unul dintre aceste, nu știu, sute mii de profesori români care predau în afara țării. Nu e acceptabil ca nicio universitate românească să nu fie în top. Ce va determina să veniți, să vă întoarceți în România? Bună întrebare, nu știu. Știți, ați mai face-o acum să vă întoarceți în România? E adevărat că uneori m-am întrebat dacă am făcut bine. E adevărat, nu totdeauna mi s-a părut că a fost cea mai bună idee, dar una peste alta cred că a fost bine, pentru că, uite, am casa paleologului, școala de acasă, trăiesc în casa părinților și bunicilor mei și nu numai că trăiesc în casa părintească, dar am făcut din această casă un model educațional pentru România. Sper și alții să urmeze acest exemplu sau măcar să francizez modelul Casa Paleologu. Deci profesional am reușit ceva extraordinar, ce n-aș fi putut reuși în afară, chiar dacă aș fi făcut o carieră universitară, așa cum începusem, de-al minte, o carieră universitară în Germania.
Dar nu regret, pentru că uite, am creat ceva, zic eu, unic și care mă pasionează, efectiv. Ieri am luat o pauză din activitățile de campanie și m-am dus la curs. M-am dus la cursul lui Bogdan Tătaru Cazaban despre Ierusalim, Roma și Constantinopol. Dar o să reiau și eu cursurile, chiar și am președinte fiind. Da? Voi continua să predau, pentru că asta este vocația mea cea mai puternică. Suntem în plină campanie electorală și am văzut că între dumneavoastră și Dan Barna există așa o amiciție, în ghilimele. Am văzut că domnul Barna v-a răspuns aseară și a spus că pare că o împingeți pe Viorica Dăncilă în turul 2. Astea sunt încercări disperate de a recupera terenul pierdut. E simptomul că se prăbușește complet. Pentru că este absolut pueril să acuzi pe altcineva de insuccesul propriu. Partea proastă este că anturajul domnului Barna mă atacă în fiecare zi cu o violență pe care nici măcar la Antena 3 sau la România Mare n-am văzut-o în trecut. Adică ororile... Vă atacă cu mesaje? Da, cu... nu, cu insulte, cu... calomnii, cu mizerii, deci niște infamii pe care nici nu le puteam imagina. Da? Deci, vă spun că depășește în oroare ce a trăit tatăl meu la începutul anilor 90, când, știți, era România Mare, azi, toată presa asta fesenistă, odioasă. Apoi am, în anii urii, cum spune Horia Roman Patapievici, toată campania împotriva intelectualilor, a intelectualilor, de fapt, iar acum văd împotriva mea o așarnare absolut uluitoare și de o trivialitate absolut consternantă. De ce? Dar de ce? Pentru că pierd teren și nu vor să recunoască că e greșeala lor. Dar vă spun ceva, hai să terminăm cu subiectul ăsta, că m-am săturat de el. Oricum, spuneam v-am și... mai spus, nici nu are rost să mai tragi cu pușca într-o ambulanță. Gata, s-a terminat subiectul. Important este să avem dezbateri. Ați vrea o dezbatere cu Dan Barna? Evident că da, dar ea a și spus invitat? Că el refuză. A și spus ieri. A fost întrebat la o întâlnire cu studenții. A zis că nu consideră că e cazul, că el e mult prea superior, între ghilimele, da? Glumesc acum. Mai mult de atât, eu l-am întrebat chiar pe organizator dacă pot veni să stau în sală, în spate, fără să zic nimic. Ieri la întâlnirea da, și mi-a zis că mai bine nu, că o să se simtă prost domnul Barna. Deci evită domnul Barna. Nu știu, să bun, vă... știți ce, haideți să terminăm cu subiectul ăsta, că e... Evident că îmi doresc dezbateri cu dânsul, îmi doresc dezbateri în continuare și cu doamna Dăncilă. O garantez că respect femeile, vedeți, sunt un om foarte curtenitor, n-are de ce să se teamă de mine. Bun, domnul Iohannis evident că este zeus olimpianul care nu discută cu nimeni, dar vreau să discut și cu dânsul, cu oricine, da? Cu orice... chiar și cu candidați mai puțin importanți, că nu există, după părerea mea, candidați neimportanți. Eu nu cred că trebuie făcute asemenea ierarhii. Da? Ce e aia candidat care contează și candidat care nu contează? E normal să vorbești cu orice cetățean. Chiar și numai pentru a-l convinge pe ăla să te voteze pe tine. Da? Să-l conving pe, nu știu, domnul Cataramă să voteze un liberal clasic, cum sunt eu. Da? Vă dau un exemplu. Cu cine ați votat în turul 2 dacă nu ați ajunge... Cu Toader Paleologu, bineînțeles. Dacă nu ați ajunge dumneavoastră în turul 2, dar cu de cine ce sunteți votat? Atât de pesimistă? Nu vă doriți și dumneavoastră să aveți, să votați pe cineva, pe bune? Și vreau să mai spun un lucru. Este absolut aberant să votezi împotrivă din primul tur. E absurd. Cum? În primul tur să votezi împotriva lui Dăncilă. Nu, în primul tur votezi pentru un proiect, pentru niște idei, pentru niște valori, pentru un om. Mi se pare că este un vot irosit, un vot împotrivă încă din primul tur. În primul tur îți exprimi o adeziune. Prin votul tău manifesti că ești de acord cu o anumită direcție.
În turul 2 elimini, într-adevăr. În turul 2, logica este de eliminare a celui care e mai depărtat de tine, într-adevăr. Și vă dați seama că pentru mine, în turul 2, orice ar fi, este votul anti ce reprezintă doamna Dăncilă. Dar eu nu cred că doamna Dăncilă va intra în turul 2. Ăsta e un bau-bau, da? Este bau-bau celor care se duc la fund, da? Și care vor să ne sperie că vai, vai, intre doamna Dăncilă în turul 2 și atunci hai să-l votăm pe Barna. Știi? E bau-bau ca să se salveze Barna, care oricum se duce la fund, da? După toate greșelile pe care le-a făcut. Și nu mă refer doar la Rise Project, mă refer la toate greșelile din ultimele săptămâni. Veți ajunge la Cotroceni, da? În sfârșit, îmi place cum puneți problema. Veți ajunge la Cotroceni. Cum vă așteptați să decurgă colaborarea cu guvernul Ludovic Orban? Cu Ludovic mă înțeleg perfect, mă înțeleg foarte bine cu el. O să-l rog să înlocuiască ministrul de externe și ministrul culturii. De ce? Pentru că prefer să lucrez cu altcineva decât cu domnul Aurescu. Din ce motiv? Ce are domnul Aurescu? Nu am să-i reproșez ceva, dar sunt unii oameni cu care colaborez mai bine decât cu dânsul și care sunt foarte bine pregătiți în materie de politică externă. Cum ar fi? Domnul Aurescu nu e membru PNL, deci nu are Ludovic Orban niciun motiv să țină morțiș la prezența lui Bogdan Aurescu în guvern. Și pe domnul Aurescu nu am de gând să-l iau nici drept consilier la Cotroceni. Îl apreciez, dar asta nu înseamnă că trebuie să iau alături de mine pe toți cei pe care îi apreciez. Îi voi cere lui Ludovic Orban să înlocuiască ministrul de externe și ministrul culturii, de asemenea. Ministrul culturii? Putea să ia un ministru mai bun. Știți cum e? Totuși, la cultură mă pricep, am fost eu însumi ministrul culturii și consider că e nevoie de o persoană care să fie cu adevărat reprezentativă nu pentru cultură. Nu, absolut deloc, nu. Nu. Și în mod amical i-aș mai face câteva remarci lui Ludovic Orban. Așa cum vă spuneam, cu el am o relație foarte cordială, pot colabora foarte bine cu el, îi urez succes de alminteri, dar n-aș vrea ca discuțiile despre guvernul Orban să bruieze dezbaterea prezidențială. De alminteri mi se pare că este de râsul curcilor că în România cele două se suprapun. Și nu e prima dată când se suprapun, s-a mai întâmplat în 2009. Este grotesc acest lucru. O campanie prezidențială trebuie să fie axată pe marile probleme cu care se confruntă societatea, cu proiecte pentru următorii ani, pentru următorii 5 ani, eventual chiar pentru următorii 20 de ani. Trebuie să vorbim despre cu totul alte lucruri, despre Constituție, despre educație, despre serviciul civic și militar pe care l-am propus, despre forma de guvernământ, despre lucruri de genul ăsta. De ce trebuie să vă în loc să discutăm despre domnul Cutare sau domnul Cutare, de ce e cineva în guvern și nu celălalt. Bun, nu zic că nu sunt lucruri importante, dar haideți să le amânăm pentru mai târziu și am început prin aceste observații legate de câteva persoane din guvernul Orban. Sigur că dânsul face ce vrea, el este primul ministru, dar cred că are tot interesul să colaboreze bine cu președintele și n-am nicio îndoială că va colabora minunat cu mine. Domnule Paleologu, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră ca de fiecare dată alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Cu mare plăcere. Vă mulțumim.